Marcel Romanescu a precizat că este obligatoriu ca la nivelul municipalității să se cunoască exact ce sume vor fi disponibile pentru a se putea face repartițiile către direcții și societăți. Acesta anunță că bugetul primăriei Târgu Jiu va fi finalizat până la jumătatea lunii viitoare. Dacă va fi atacat la curte ca orice proiect de lege, poate să seamăne. Termenul este maxim 45 de zile. Vă dați seama că nu o să stau în acest termen maxim. Imediat după ce terminăm această ședință extraordinară, noi deja ne-am pregătit, adică am făcut toate adresele necesare către direcțiile de specialitate și către societățile care le aveam în subordinea Consiliului Local ca să ne furnizeze date pentru bugetul din 2019. Însă, indiferent de datele pe care le primim, finalizarea acestui proiect presupune și sumele. Adică trebuia să vedem exact ce sume avem ca să putem să facem repartițiile către entitățile din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu. Primarul din Târgu Jiu susține că nu pot fi demarate niciun fel de investiții în momentul de față din lipsa unui buget. Legea este permisivă pentru a folosi o cotă de bani raportat la nivelul anului anterior. Marile investiții vor avea însă de suferit, susține edilul. Acesta a afirmat că execuția bugetului va fi realizată pe 7 luni și nu pe 12 luni, așa cum ar fi trebuit. În contextul dat, se vorbește doar de investițiile demarate în 2018, iar cele din 2019 sunt sub semnul întrebării. Nu poți demara niciun fel de investiție. Nu poți demara o investiție nouă decât în momentul în care ai bugetul. Da, putem discuta în momentul de față și pe lege este permis. 1 pe 12 din bugetul anului trecut. Așa spune legea, că până ai adoptat bugetul, poți să folosești 1 pe 12 din bugetul pe care l-ai avut în 2018. Dar de demarat proiecte nu le poți demara decât din momentul în care ai finalizat. Din momentul în care ai luat hotărârea de Consiliu, poți să demarezi orice proiect. Păi, eu despre acest lucru vorbesc, despre proiectele pe care le demarăm, nu despre cele care le-am demarat în 2018, pentru că acelea sunt licitate, sunt bugetate, li se alocă cotă din bugetul din 2019. Vorbesc de bugetul acesta. Orice zi de întârziere presupune întârzierea cu o lună, cu două, a proiectelor pe care ți le doresc să le realizezi în 2019.